În general, când un sistem termodinamic schimbă căldura cu exteriorul, temperatura lui se modifică. Mărimile fizice care stabilesc relații cantitative între căldura schimbată de un sistem termodinamic și variațiile lui de temperatură se numesc coeficienți calorici. Cel mai simplu coeficient caloric este capacitatea calorică. Dacă atunci când primește căldura Q, un corp își mărește temperatura cu delta T, raportul dintre căldura primită și variația temperaturii se numește capacitate calorică, notată cu litera C mare. Iar unitatea de măsură pentru capacitatea calorică în sistemul internațional este joule pe Kelvin. Capacitatea calorică este o caracteristică a unui sistem termodinamic care depinde de natura substanței din sistem și de masa acesteia. Dacă împărțim căldura schimbată de un corp omogen la variația lui de temperatură și la masa corpului, obținem un coeficient caloric care caracterizează substanța din care este alcătuit corpul, căldura specifică. Ea se măsoară în joule pe kilogram Kelvin. De pildă, apa are căldura specifică de aproximativ 4185 de joule pe kilogram Kelvin, ceea ce înseamnă că un kilogram de apă are nevoie de 4185 de joule ca să se încălzească cu un Kelvin. În cazul gazelor, e mai important să știm numărul de moli decât masa, de aceea ne interesează coeficientul care se obține împărțind căldura la variația de temperatură și la numărul de moli, nu. În acest fel definim căldura molară, care are ca unitate de măsură în sistemul internațional joule pe kilomol Kelvin. Căldura molară nu depinde de natura gazului, ci numai de numărul de atomi din moleculele lui. Dar gazele își pot schimba foarte mult volumul când li se modifică temperatura, iar această schimbare de volum este însoțită de lucru mecanic, fie efectuat de gaz asupra aerului atmosferic când volumul crește, fie efectuat de aer asupra gazului din sistemul termodinamic când volumul scade. Iar principiul întâi spune că variația energiei interne, delta U, este dată de relația delta U egal cu Q minus T, ceea ce înseamnă că variația de temperatură, care este proporțională cu delta U, depinde nu doar de căldura schimbată cu exteriorul, ci și de cât lucru mecanic schimbă sistemul cu exteriorul. De aceea avem, de pildă, căldură molară la volum constant, CV, și căldură molară la presiune constantă, CP. Prima ne arată câtă căldură trebuie să primească un kilomol de gaz într-o transformare izocoră pentru a-și mări temperatura cu un Kelvin. A doua, câtă căldură trebuie să primească un kilomol de gaz într-o transformare izobară pentru a-și mări temperatura cu un Kelvin. Relația dintre cele două călduri molare se numește relația lui Robert Mayer și ea ne spune că diferența dintre CP și CV este egală cu constanta generală a gazelor.